dimineața ne plac lucrurile mari. Lidia are nasul mare. Am adus... Da, dar și de ce la mare? Da, dă să mă aud. Să știi că eu cu nasul ăsta mare miros hiturile, așa. nu e întâmplător. Nas mare, un cont mare de Instagram, multe vizualizări pe YouTube, deci canalul mare. Tot e mare. În curând mărim și onorariul la concerte, că deja trebuie să mai câștigăm și noi ceva. De-aia am adus și cărți gigant, cărți de joc gigant, ia, a se vedea. Și de-aia să jucăm Water Wars. Nu noi am inventat jocul ăsta. Jocul este inventat de americani, l-am preluat și noi. Războiul cu apă înseamnă următorul lucru. Vă dau în câteva momente detaliile, până vine și al doilea competitor, care bănuiesc că s-a dus să-și ia costumul de baie, că la sacou alb era cam nasol. La tine, ai fost cu țoarele astea în Cuba? No, păi, și așa trebuiau spălate. Rând pe rând, fiecare concurent va trage câte o carte, exact ca la război, ca atunci când jucam război. Cel care are carte mai mare va avea dreptul să-l ude cu un singur recipient pe celălalt, cel care trage carte mai mică. Dacă colegul meu este gata, putem începe. Îți picură asta. Stai mă, nu e corect. Vino încoace. Mașinistul? În ce te-ai îmbrăcat? În ce fac eu după 12? Și ce faci tu după 12? Aici. După dumneata, după șlapii? Cum? Șlapii? Ce am găsit în cabină? Și că avem un cățel acasă și... Păi bine mă, dar dacă scrie pe ei așa... Să simți și tu că joci în concursul ăsta. Da, mulțumesc. Hai, ia un loc, s-au făcut cărțile sub atenta mea îndrumare. Aveți dreptul să vă alegeți recipientul înainte să trageți cartea. Lidia. Hai să mergem crescători, eu zic. Pe care îl aleg eu, îl va no. Și... Nu. Alege pentru ce recipient jucăm. Hai să începem cu paharul ăsta mic. Hai cu paharul galben. Bun, jucăm pentru paharul galben. Hai, era unul și mai mic. Hai să începem cu asta. Hai să începem cu șatul. Jucați pe șat. Cine vrei să tragă prima carte, tu sau Răzvan? Hai să sparg eu gheața. Cu norocul... Sunt mai curajoasă de fel. Trage tu prima carte și te rog să o întorci, să o pui în față. O pui pe masă. Prima carte este Dama de Negru. Eu nu mă prea pricep, e de bine, adică e mare. E bine, e bine, zic eu care e mai mare. Hai să vedem, Răzvan, cum ți-o fi norocul. Dacă aveți probleme cu dusul gunoiului, dacă aveți probleme cu gunoiul, luat apă plată, este timpul să ne răzbunăm. E bine că a luat... Și... A, m-a bătut? Nu, no, ești deasupra lui cu un singur punct. Ai voie să iei parul, să-l arunci unde vrei tu. Hai că am să fiu drăguță. Păi unde îi pui în bruma aia de păr? Mai bine îi puneai. Bun. Mergem mai departe, jucăm pentru paharul galben. Pentru paharul galben. Dacă știi că ai mână bună, zic să iei un recipient mai mare. Rămâne la paharul galben pentru... Cine vrei să tragă, Lidia, următorul bilețel? Următorul... Trage tu, Răzvan, ca să nu creadă cineva că am te-a greșit. Asul e cel mai mic și cel mai mare. Poți să iei as și mai jucați odată. Deci asul e și cea mai mică și cea mai mare carte. Hai să vedem, sau poate fi Joker. Asul e mai mare decât popa, Răzvan, te rog să te răzbuni. Asul e mai mare decât popa. La mea. Haide, ia părâțul galben, Răzvan, să vedem. Oricum. Nu da la chip? Nu da la chip? Ce e asta? Vorbă de interlopi din Berceni. E de la tema dragă. Nu da la chip. Da. Haide să vedem. Chiuvetă. Asta a fi greșit ceva săptămâna asta. Mergem mai departe, jucăm pentru carafă mică și mai avem doar carafă mare și pistoale. Carafă mică, atenție! Lidia, cine vrei să tragă următoarea carte? Cine vrei să tragă următoarea carte? Hai că facem curând, nu? Da, trage tu prima carte, hai să vedem. Da, nu te mai uita, te rog. Șase de negru, nu e rău deloc. Hai să vedem cu ce poți bate un șase de negru, cât noroc să ai. Ia să vedem
6 de negru, șanse majore să bați cu un 2 de inimă neagră, carafa mică, carafa mică, carafa mică. Și eu, nu? Tu, da, tu dai, tu dai, el ia. Ce, ce, ți-a ajuns undeva? Unde? Vai de mine, stai să mă gândesc. Da. Ba, fii atentă ca să-ți explic. Mă gândesc. Deci, e destul de simplu, îl îndrepți așa un pic spre el și... Nu, Dani, nu! Ce poți să fac atâta, ba, lasă-mă că m-am mudat! Așa mă enervezi! Am vrut să fac același gest pe care l-am făcut eu să-mi tot. Nu! No! Să fim chit! Ultima, ultima, ultima! Ultima, dragii mei! Hai, te las cu tine! A, deci mai e una! Da, carafa mare! Acum sigur... Până acum ești neatinsă, Lidia, ai avut și noroc la cărți, treaba ta, în rest... Trage Răzvan prima carte. Trage una, nu două, vezi că sunt două lipite. O singură carte. Și este... Aia, nu mai am nicio șansă. Ce? Ce râde la urmă, râde mai bine, zic eu. Hai să vedem, hai să vedem. Zecele poate fi bătut sau nu cu un 8 de inimă neagră. Draga mea, acestea fiind zise, acestea fiind zise... În numele Tatălui. Doamnelor, domnilor și domnilor, Margarita se poate urmări pe online, pe YouTube. Vă rog să-i ajutați pe oameni cu un milion de vizualizări. Pauză, ne vedem imediat!